Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile WeSport. Formația Spartanii Sportu a reușit surpriza la Hâncești și a încheiat la egalitate scor 2-2 meciul cu Petrocup din etapa 5-a Superligii. Campioana a condus cu 2-0, însă a fost egalată după dubla reușită de ganezul Opong. Partida de aseară a fost una specială pentru investitorul ganez Nana Ioan Ponsa. El este acum unul dintre conducătorii echipei Spartanii Sportul, iar în sezonul trecut a fost președinte la Petrocup. Campioana a deschis scorul la mijlocul primei reprize după golul marcat de Mihai Plătica. Gazdele și-au creat probleme din nimic și au rămas în 10 oameni pe teren. Dumitru Bivol a încasat două cartonașe galbene timp de 3 minute și a fost eliminat de pe teren. Chiar și în inferioritate numerică, Petrocup a înscris pentru 2-0 în minutul 48. Ambros a făcut o cursă senzațională din propria jumătate de teren și a pasat ideal lui Mihai Plătica, care și-a trecut în cont dubla. Spartanii Sportul a redus din handicap în minutul 72 după golul marcat de atacantul din Ghana, Opong. 4 minute mai târziu, același Opong a înscris golul egalizator. Mi-asum eu mie pierderea de puncte. Eu zic că e vina mea și la alegerea primului 11 și la mai departe la match management nu a fost unul reușit, atâta recunosc și mi-asum eșecul ăsta mie. A fost un meci dificil din cauza că am jucat în 10 mai mult de o repriză jumătate. Este un punct muncit, un punct care nu ne mulțumește, desigur. Am optat și ne-am dorit mai mult, mai ales că conduceam 2-0. Dar asta e, mergem înainte, am acumulat un punct. După ocazii, la sfârșit, clar că ambele echipe, cred că nu sunt satisfăcuți de rezultat până la urmă. Dar este cum este. Vreau să felicit jucătorii noștri cu așa meci. Ne bucurăm că avem un rezultat pozitiv. Suntem o echipă nouă formată și am venit să jucăm fotbal. Ne-am dorit să facem un rezultat pozitiv, ne-a reușit, dar cred că am putut și victoria să obținem astăzi. Petrocup ocupă locul 4 în clasament, având cu 2 puncte mai multe decât Spartanii Sportul, care se află pe poziția 5-a.